Astăzi, de Ziua Națională a Arabiei Saudite, am ajuns să o vizităm. Zona lor de promenadă și strada de lângă mare se numește Corniș, la fel ca în multe state arabe. Suntem acum acolo. Am coborât de pe navă, am fost preluați de un autobuz pentru că în Arabia Saudită nu avem voie să mergem singuri cum ne dorim prin port. Așadar, ne-a preluat un shuttle bus al companiei de croaziere și ne-a dus până într-o zonă centrală cu promenadă de lângă mare. La prima vedere pare o țară aridă, cum o nisip, toate construcțiile sunt culoarea nisipului, maro, galben, crem. Însă după ce am făcut primii kilometri cu autobuzul, ne-am dat seama că țara este într-adevăr dezvoltată, are câteva clădiri zgârie nori, are clădiri noi, multe noi și foarte multe firme occidentale pe care le găsești aproape în toată lumea, de genul KFC, McDonald's, Ikea, JISC, ce-am mai văzut? Firme pe care nu te-ai fi așteptat să le găsești în Arabia Saudită. Este cald aici, este cald și când la noi e iarnă, și la ei e iarnă, dar tot cald e iarna. Astăzi, de Ziua Națională, foarte multe lucruri în Arabia Saudită sunt închise, inclusiv companiile publice de transport. De Ziua Națională au arborat steagul lor verde. Și foarte important, taxiurile sunt toate de culoare verde în Arabia Saudită. O zonă de fântâni arteziene. Frumos, multe fântâni. Frumos. A fost o mare surpriză să venim aici în Arabia Saudită, să știți, pentru că am venit într-o croazieră. Indiferent cum vii în Arabia Saudită, îți trebuie viză și asta doar de câțiva ani, pentru că până acum câțiva ani nu puteai să ajungi în Arabia Saudită. Era o țară închisă turiștilor. Noi am aplicat pentru viză cu vreo 3 săptămâni înainte de a ajunge aici. Există un anumit tip de viză specific vaselor de croazieră, adică viză de tranzit când vii de pe mare. Și nu am primit efectiv niciun răspuns, 3 săptămâni, nici că-i da, nici că-i nu. Am plătit 3 taxe de persoană, am explicat de unde venim, din ce port, cum venim, nimic. Eram sigur că nu vom primi viză. Ne-am urcat pe navă, iar cu 2 zile înainte ca nava noastră să ajungă în portul din Dammam, am primit mult așteptata viză. De aia zic că este o adevărată surpriză că ne-am văzut în Dammam, în Arabia Saudită. Dammam este un mare port al Arabiei, atât pentru vasele de croazieră, dar în special pentru navele de marfă, navele comerciale cu containere. Se mai numește portul Abdulaziz, de la regele țării. A trebuit în cererea de viză să specificăm portul prin care venim, cât stăm. Viza este dată pe 4 zile. Noi petrecem doar o zi în Arabia Saudită.
Noi ca turiști avem voie să mergem îmbrăcați în orice fel, dar ca arabi, dacă am fi locuit aici, femeile ar fi fost foarte restricționate din punct de vedere al îmbrăcămintei. Ne-am oprit puțin să ne tragem răsuflarea, este umbră aici, este frumos și ne place apa aceasta albastră. Suntem înconjurați de apă din toate părțile, în spate apă, în dreapta Marea Arabiei, acolo un lac. Vă spuneam mai devreme că dacă am fi fost femei în lumea musulmană, am fi avut puține drepturi ca turist. Ca turiști putem avea capul descoperit, se vede o parte din piele, nu ni s-a atras atenția. Însă am citit că aici femeile au foarte puține drepturi, de puțin timp au dreptul de a conduce autovehicule. Am văzut femei îmbrăcate din cap până în picioare în acele văluri musulmane de culoare neagră numită burca, efectiv doar ochii li se văd. Înainte de a coborî, am primit pe navă tot felul de informații legate de comportamentul nostru din această țară. Trebuie să ne îmbrăcăm cât de cât adecvat, totuși. Eu mi-am luat și o eșarfă în cazul în care trebuie să îmi acopăr capul. În timpul în care vasul este acostat în portul din Dammam, pe vas nu se consumă niciun fel de băutură alcoolică, probabil ca respect al companiei MSC pentru cultura locală, sau ca parte a obligațiilor pe care trebuie să le îndeplinească dacă vor ca navele lor să acosteze în acest port. Ce mi s-a oprit?